Bine ați venit tuturor la această prezentare. Mă bucur să vă văd așa de numeroși. Eu sunt Ernie și voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul întregii prezentări. Trust Investing. Trust Investing este o societate care lucrează în gestionarea criptoactivelor pe cele mai îndrăznețe piețe din lume și putem conta pe un nivel destul de ridicat de lichiditate. Ceea ce oferim clienților și partenerilor noștri este posibilitatea de a face parte din această piață inovatoare. Activitatea ne bazăm pe trei puncte cardine: misiune, viziune și valori. Misiune: prin intermediul clubului nostru de afaceri, facem piața criptoactivelor mult mai accesibilă pentru oamenii obișnuiți. Viziunea pe care o avem este de a genera un venit variabil suplimentar pentru cât mai mulți oameni posibil datorită clubului nostru. Iar valorile care le punem în practică și de care ținem cont sunt: acționând în mod transparent, generăm încredere în clienții și partenerii noștri, îmbunătățindu-le astfel calitatea vieții familiilor din întreaga lume. Vă prezint pe cei doi fondatori acum ai acestei societăți: Diego Chavez și Fabiano Lima. Diego Chavez, CEO al societății, este foarte fericit pentru oportunitatea de a construi o afacere care schimbă viața multor oameni în bine. Avem o echipă foarte calificată pentru a ne menține proiectul solid și transparent. Fabiano Lima este foarte bucuros și fericit să viziteze oameni din diferite țări cu culturi diferite și să vadă că aceștia împărtășesc aceeași fericire ca și el de a fi întâlnit o afacere serioasă în Trust Investing. De asemenea, este foarte fericit când își vede prietenii și familia, că sunt bucuroși pentru modul în care își trăiesc acum viața, văzând că li se pot îndeplini visele care le aveau de demult. Dar ce sunt criptoactivele? Criptoactivele sunt active virtuale protejate prin criptografie, prezente exclusiv în registre digitale, deci funcționează doar în rețele de calculatoare digitale, care pot fi locale sau globale. Aceste active au fost create cu intenția de a permite persoanelor fizice sau companiilor să efectueze plăți și transferuri de valori, de bani, direct către alte persoane sau societăți, fără a fi necesară prezența unui intermediar sau unei instituții financiare, o bancă sau instituție de credit. Acest lucru permite de asemenea să fie utilizate pentru plăți instantanee. Fiecare dintre aceste resurse funcționează pe baza propriului lor set de reguli definite de creatorii și dezvoltatorii lor. Cea mai cunoscută resursă, care este și pionierul acestor criptoactive, este Bitcoinul. Printre multe dintre aceste sisteme, Trust Investing deja din mai 2019 a rentabilizat capitalul clienților săi. Fac o mică premesă și vă spun ce înseamnă USDT. USDT sau Tether este dolarul digital, USD digital. Ca să vedeți cât de simplu este să începeți investițiile noastre, vă spun că începând deja de la 15 Tether, este posibil să încercați această oportunitate și să obțineți 200% din capitalul dumneavoastră. Este destul de simplu și așa începeți călătoria chiar acum spre viitorul economiei globale. Care sunt planurile noastre? Plecând de la o valoare de 15 Tether și ajungând la valoare de plecare de 100.000 de Tether, în tot acest marjă, participarea noastră începe de la 48 de ore din momentul în care v-ați adus valorile la masa tratativelor. Retragerile se pot face o dată pe lună, la aceeași dată cu achiziționarea pachetului de gestionare. Nu există o limită maximă pentru retragere, iar valoarea minimă pentru retragere este un Tether. De asemenea, se va plăti o taxă de 5% pentru fiecare retragere efectuată. Mai avem disponibile și pachete în diamante, care de asemenea pleacă de la 1000 de Tether
iar rentabilizarea lor, profitul lor este de 300%. Planul de marketing. Planul de marketing este o modalitate foarte simplă de a vă crește profiturile în afacerea noastră. Pur și simplu profitați de planul nostru, recomandând prietenilor noastre același serviciu pe care l-ați achiziționat și veți primi un comision pentru acest lucru. Vânzarea directă. Când recomandați produsul nostru prietenilor și cunoștințelor noastre, iar aceștia fac prima achiziție, câștigați 10% din valoarea în Tether pe care ei au cumpărat-o. Contractul clientului nostru se încheie atunci când acesta atinge 200%. Odată ce s-a atins totalul contractat, clientul nostru poate alege să participe mai departe la profitul total sau să înceapă un nou ciclu sau, de asemenea, să se oprească, să-și retragă profitul investit, profitul obținut până în acel moment. Vedeți exemplul de alături. Marcel face publicitate și prietena lui decide să achiziționeze un pachet de 1000 de Tether. Marcel va obține 10%, deci va obține 100 de Tether. Prietenul lui, Marius, va achiziționa și el un alt pachet de 1000 de Tether. Deci Marcel primește și el încă 10%, încă 100 de Tether. În momentul în care pachetele celor doi prieteni ai săi se termină, cei doi prieteni reachiziționează alte două pachete de 2000 de Tether în cazul prietenului. Acesta va primi 10%, deci 200 de Tether, iar când prietenul lui achiziționează același pachet, aceeași valoare, atenție, de 1000 de Tether, va primi doar 5%. În total, el a câștigat 450 de Tether, doar recomandând pachetele altor prieteni și cunoștințe de ale lui. Bonusul binar. Din acest moment puteți să vă formați echipele și să participați la profituri, indiferent unde are loc vânzarea. Acest bonus se numește binar și este și acest nume, tocmai pentru că pentru a-l obține trebuie să vă formați două echipe. Una la stânga și una la dreapta. Făcând acest lucru, obțineți un profit de 10% din toate punctele generate de cea mai mică echipă. Punctele sunt generate de fiecare pachet vândut în rețeaua noastră, indiferent cine l-a vândut. În exemplu de față, sunteți dumneavoastră și aveți două echipe. Cea din dreapta, care generează 20.000 de puncte, și echipa din stânga, care vă generează 50.000 de puncte. Cum spuneam, obțineți 10% din punctajul echipei cea mai mică. Deci veți obține 2.000 de puncte, 2000 de Tether din punctajul echipei din dreapta. De asemenea, avem și un plan de carieră care vă permite să obțineți beneficii suplimentare și să vă bucurați de un stil de viață sănătos împreună cu familia noastră. Avem diferite niveluri de carieră, dintre care primele două sunt team leader și manager. Cerințele pentru a ajunge la rangul de team leader sunt: trebuie să aveți un pachet de 1000 de Tether sau mai mare, trebuie să aveți și două vânzări directe cu câte un pachet de 1000 de Tether sau mai mult și fiecare să aibă cel puțin 8000 de puncte produse pentru fiecare dintre ele. În felul acesta veți avea un bonus lunar de 100 de Tether. Vorbind despre rangul de manager, calificarea ca și manager, cerințele pentru a ajunge la acest rang sunt: trebuie să aveți un pachet de 1000 de Tether sau mai mare, trebuie să aveți 4 vânzări directe, fiecare cu un pachet de 1000 de Tether sau mai mare,
Dintre aceste patru vânzări directe, cel puțin trei trebuie să fie team leader. Realizând toate aceste cerințe, bonusul lunar va fi de 400 de tether. Celelalte calificări care sunt ajung până la, cum ați văzut adineauri, ajung până la director global cu un venit de 150.000 de tether pe lună. Vorbind despre istoria societății noastre, avem perioada de implementare, am dat startul și am deschis în mod oficial în mai 2019, lansarea oficială. În decembrie 2019 număram deja 20.000 de afiliați. În mai 2020 am sărbătorit un an de piață încheiat cu succes. Iar în decembrie 2020, obiectivul nostru este de a ajunge la 300.000 de afiliați și peste 50 de milioane de tether de plătit în comisioane. Obiective care, cu siguranță, vor fi ajunse, vor fi atinse prima, mult mai înainte, deoarece societatea se mișcă într-un mod foarte activ. Mulțumindu-vă pentru această participare la prezentarea noastră, vă spun că țin să vă precizez, în canalele oficiale unde găsiți informații mult mai detaliate despre societate, atât pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook, iar din momentul în care veți decide să participați în mod activ cu resursele dumneavoastră în societatea noastră, veți avea ulterioare informații și acces la ulterioare canale de informații, atât pe cele menționate, cât și pe Telegram. Pentru informații suplimentare, vă rog să contactați persoana care v-a invitat la această prezentare. Eu vă mulțumesc și vă doresc numai bine!